Controversata substanță chimică etrel este folosită de grădinari pentru a grăbi. Specialiștii recomandă diluarea atentă a soluției și o pauză de 10 zile pentru legumă din momentul culegerii până când ajunge pe mesele consumatorilor. Puțin sunt însă cei care respectă sfaturile chimiștilor. Această durată de maturare a fructului poate fi scurtată dacă se intervine cu substanțe chimice nu prea agreate de noi. Noi, din cei care lucrăm în cercetare, nu le recomandăm, însă aflăm că pe piață circulă astfel de substanțe. Dacă roșia a fost tratată cu etrel și nu au fost respectate instrucțiunile de folosire, consumatorul riscă să aibă probleme grave de sănătate. Pot apărea probleme serioase medicale, intoxicații, probleme pe care medicii le știu, le cunosc, dar noi nu recomandăm, așa cum am spus, nu recomandăm folosirea acestor substanțe. În piață însă foarte puțin producători recunosc că folosesc etrelul. Noi stimulam înainte, le stimulăm, știa. Și asta cred că tot așa este. Da. Ați folosit vreodată ceva ca să grăbiți coacerea? Nu, că noi le avem afară. Spuneți-mi dacă știți ce este etrelul. O soluție de stropit legume. Știți dacă se folosește, folosiți? Nu, eu nu. Nu. Am auzit că parcă se folosește în alte țări, nu? La noi nu știu. Specialiștii spun că roșiile coapte forțat cu etrel pot fi recunoscute după semințele nedezvoltate din interiorul legumei.